PNL are 3 consilieri locali, Matei Nădrag, viceprimarul ales care și-a dat demisia, Mihai Paraschiv, care nu este acceptat și Nicolae Georgi, care nu vrea acest post, ci director la Minprest, post pentru care este și susținut de partid. În aceste condiții este posibil ca PSD să își pună și cel de-al doilea viceprimar. Noi avem 3 consilieri, Georgi vrea să se reîntoarcă în economie de unde a fost dat afară și îl vom susține, iar al treilea este Mihai Paraschiv. Deci nu am altă soluție. Și atunci ce să face dacă Mihai Paraschiv nu va fi acceptat? Așteptăm decizia Consiliului Local și a domnului primar Cărciumaru. Nu am o soluție în acest moment. Nu am o soluție că nu-mi permite legea. PNL-ul va pierde această funcție. Da, este posibil, este posibil să fim pragmatici, este posibil dacă domnul Cârciumaru nu dorește, este posibil și nici nu mă voi supăra pe dânsul. Florin Cârciumaru nu îl vrea pe Mihai Paraschiv viceprimar, deoarece este implicat în mai multe scandaluri și are chiar un dosar penal pentru sechestrare. În calitate de primar am o responsabilitate foarte mare față de această funcție. Acolo trebuie să vină o persoană care trebuie să integreze imediat în programul de activitate de lucru, în stilul de lucru până la urmă al primarului și al echipei, pentru că nu o să mă adaptez eu după cum vede dânsul activitatea. Acesta ar fi cel de-al doilea post important pe care PNL Gorj îl pierde după funcția de prefect.